Bine v-am regăsit, dragi spectatori. Sunt Cornelia Crevean și sunt într-o lume de vis, la Galeria Creativ. Aici deja Moș Crăciun a ajuns. Ia uitați, câte nebunii frumoase, câte decorațiuni superbe! Trebuie doar să veniți să vi le luați, să vă decorați casa. Poate vă întrebați ce sunt bilele acestea mari din polistiren neîmbrăcate. În emisiunea trecută ați văzut că un astfel de glob se poate îmbrăca în sfoară, cu aracet. E foarte simplu, trebuie doar să veniți la cursurile de la Galeria Creativ și aici învățați să faceți globuri minunate. Eu am început deja să fac globuri îmbrăcate în sfoară, arată foarte vintage. Dacă nu sunteți pasionați de lucrurile create de mânuța dumneavoastră, găsiți aici lucruri gata făcute. Ia uitați ce frumos este, ce frumoasă este această decorațiune în formă de inimioară, ce lemn greu este. Și încă ceva, puteți picta cu copiii dumneavoastră acasă o groază de forme care pot fi așezate în bradul de Crăciun. Avem aici turta dulce, uitați un set de turtă dulce, ce frumoase sunt, le puteți așeza în bradul de Crăciun așa, sau puteți să le colorați cum doriți dumneavoastră. Mai avem aici niște brazi mai micuți, dar și niște brazi mai uriași, în funcție de necesitate. Ia uitați, Moș Crăciun, oameni de zăpadă. Vreau să filmez, Daniel, tot ce este aici, o mare nebunie. Eu sunt fan Crăciun. Când începe Crăciunul, deja sunt cea mai fericită. Vreau să vă arăt și brăduții care sunt pregătiți. I love Christmas. Brăduții care sunt pregătiți să fie împodobiți, așteaptă podoabele, sunt niște pini mai exact, uitați ce frumoși sunt, sunt pe diverse înălțimi, noi prezentăm în emisiunea de astăzi ce s-a expus deocamdată, dar vor fi brazi din ce în ce mai mari și mai falnici. Tot aici o să vedeți o emisiune despre cum se decorează anul acesta brazii de Crăciun, care este trendul. Și să nu mai vorbim de nebunia aceasta de beteală colorată, ia uitați! Kilometri întregi, tot pentru bradul de Crăciun. Ce-mi place mie foarte mult aici la Galeria Creativ, să-mi cumpăr lucruri pe care să le creez cu mânuțele mele. Și vom merge pe niște raioane să vă dau niște idei pentru cadourile de Crăciun sau să vă dau niște idei pentru ceea ce puteți crea acasă împreună cu copiii dumneavoastră. Și plecăm de aici. Nu pot să ies. Sunt captivă. Haideți să mergem împreună și să vedem. Nu pot să nu mă opresc și la raionul cu globuri și cu fundițe și cu tot felul de accesorii pentru bradul de Crăciun. Ia uitați, gheața care atârnă la streașină, o putem pune și la fereastră, acești moși Crăciuni albi. Ia uitați câte câte globuri colorate, câte fundițe minunate. Da, e foarte frumos. Aici avem pentru atelierul de Fimo tot felul de forme. Cei care sunt interesați să-și creeze bijuterii de ceramică singuri pot veni în fiecare miercuri aici la ateliere. Acestea sunt pachetelele de Fimo și învățați să faceți niște bijuterii minunate. Și dacă tot vorbim de bijuterii, am să vă duc și aici în această zonă. Unde-i plin de mărgele? Mărgele de toate culorile. Când mi-aduc nepoțica aici, înnebunește de plăcere. Ar sta de dimineață până seara să-și facă sute de brățări. Puteți să vi le faceți singuri sau puteți să le cumpărați deja gata făcute. Moș Crăciun, Moș Nicolae așteaptă cu cadourile aici. Mai sunt mărgeluțele acestea mici pe care le puteți pune pe diverse rochițe, pe diverse broderii. Deci numai idei vă trebuie, că în rest magazinul este dotat cu tot ce vă trebuie. Cele mai frumoase, ia uitați, panglici, sclipitoare pentru cadourile de Crăciun. O să facem o emisiune și cu un pachetat cadouri de Crăciun. Mergem mai departe, peste tot Crăciunul este prezent. Ce mult îmi plac în brad, lucrușoarele acestea făcute de mână, de parcă paltonul bunicii nu mai era bun, era mâncat de moli și ca să nu-l aruncăm, ne-am gândit să facem altceva din acel material și am făcut aceste decorațiuni pentru bradul de Crăciun, cât sunt de frumoase.
Mie mi se pare așa că-s decorațiuni din acelea de Maramureș, făcute în casă. Vă mai arăt încă ceva foarte frumos. V-am prins că le aranjați acum. Coronițele de mușchi sunt vii și sunt de adevăratelea. Doar așteaptă să fie decorate de dumneavoastră și să fie așezate pe ușa de la intrare. Mai avem acești brăduți care sunt atât de drăguți. Ți-l pui pe birou, uite, un brăduț de pus pe birou. Nici nu-i trebuie prea multe globuri. Altceva ce îmi place foarte mult pentru aceste coronițe din mușchi, avem aici deja decorațiunile. Ia uitați ce decorațiuni frumoase, cât sunt de sclipitoare și cât sunt de ieftine. Pentru că aici e cantitate, totul e la cantitate industrială. Mergem mai departe. Îmi place foarte mult, ia uitați și aceste decorațiuni ce frumoase sunt. Superbe sunt, superbe. Și astea care merg colorate, iarăși așezate în brad. Uite, ce frumoase sunt, superbe. Așa, mai avem aici ceva. Mai avem zona cu globuri de toate mărimile. Avem globurile acestea de polistiren, care v-am spus se îmbracă în sfoară foarte simplu, mai mari, mai mici, avem inimioare, avem globuri normale. Ia uitați ce bine arată un glob de sticlă pictat. El a fost înainte așa. Vă luați niște acuarele și îl pictați cu copilul dumneavoastră acasă. 10 globuri. Vă dați seama cât de încântat va fi copilul dumneavoastră să picteze astfel de lucrușoare? Gândiți-vă cum arată un cont din acesta. Să vă arăt cu ce. Haideți după mine. Cu tot felul de lucruri din acestea așezate în el. Păi poți să-l împodobești de sus până jos. Și uite ideea unui brăduț făcut de mâna ta. E simplu. Așa. Toată lumea fuge când vede camera. Nimeni nu stă. Deci avem niște lucruri minunate. Vreau să mai arăt niște oameni de zăpadă. Uitați aici, oameni de zăpadă care pot fi colorați de copiii noastre. Globuri care pot fi umplute cu zăpadă. O, Doamne, ce lume minunată! Cât de frumos e aici! Vreau să vă spun că de câte ori vin aici, mi-e foarte greu să plec cu plasa goală. Nu m-am putut abține și vreau să vă spun că am început să creez foarte multe lucruri. Am început să fac cadourile pentru cei dragi de Crăciun cu lucruri de la Galeria Creativ, făcute de mânuța mea. Și astăzi în emisiune vreau să mergem împreună jos în atelier și am să vă spun de ce. Pentru că astăzi avem o treabă foarte mare. Creăm felicitări de Crăciun. Ce faceți? Ce cumpărați? Decorațiuni de Crăciun. Vedeți? Cum vă spuneam, toată lumea își face decorațiunile, nu? Exact. Ce decorațiuni vă faceți? Vreau să fac pentru fiica mea un om de zăpadă din ață. Doamnă, vă urez mult succes. Mulțumesc. Și apreciez că vă creați singură lucrușoarele. Sărbători fericite! Ia uitați aici câte cartoane colorate. În emisiunea de astăzi vă arătăm cum se fac felicitările minunate. Anul acesta nu mai cumpărăm felicitări, le facem cu mânuța noastră. Anul acesta nu mai trimitem e-mail-uri, anul acesta nu mai trimitem mesaje, începem și trimitem felicitări de Crăciun prin poștă, așa cum făceam pe vremuri.
Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. De astăzi, nu, de azi se cântă colindele, da, nu? De azi se cântă colindele, așa spun eu. Și așa se aude peste tot. De astăzi nu mai accept să nu mai scoateți decorațiunile de Crăciun din debara, de astăzi se face bradul, aveți voie. Ce facem? Ce ți-a adus moșul? În curând o să-mi aducă. Aoleu, n-ai fost o fetiță cu minte. Eu am găsit ghetele pline. Și uite, și emisiunea de astăzi este un cadou de Moș Nicolae pentru cei care ne privesc. Dragii noștri, să fiți fericiți și să aveți sărbători minunate, pentru că astăzi vreau să reinventăm roata. Da? Vreau să reinventăm roata. Pentru că pe vremea când eram eu mică, aveam sarcina ca la fiecare sărbătoare să cumpăr un număr de felicitări și să-l trimit mătușilor, unchilor din alte orașe, da? Ei bine, odată cu tehnologizarea, lucrul acesta a dispărut. Acum dăm simplu un telefon, dăm simplu un mesaj sau trimitem un e-mail sau un mesaj pe o rețea de socializare. Și farmecul acela al felicitării primite de Crăciun în poștă a cam dispărut. Noi vrem să reinventăm lucrul acesta și tocmai din această cauză Emma este azi aici în emisiune. Felicitările pe care le vedeți aici în fața noastră sunt create la atelierul de la Galeria Creativ. Și tot astăzi în emisiune vă arătăm cum putem crea foarte simplu din tot felul de hârtii colorate care se găsesc aici în magazin. Da? Din tot felul de hârtii colorate se pot crea tot felul de forme, tot felul de felicitări, tot felul de lucruri care pot fi trimise prin poștă și să-i bucure pe cei care sunt la distanță. Anul acesta trimitem o felicitare de Crăciun. Neapărat să faceți lucrul acesta. Emma, povestește-ne un pic despre emisiunea de astăzi. Da, astăzi o să am foarte mult de vorbit. Sincer, felicitările au fost prima mea iubire și așa am început eu să lucrez handmade și mi-am achiziționat foarte, foarte, foarte multe aparate, instrumente. Pentru că sunt tiparnițe întregi. Da, la mine nu a trecut moda cu felicitările. În fiecare an trimitem celor dragi felicitări făcute de mâinile noastre și de aceea eu doresc să lucrez cu doamnele. O să vă explic câte ceva. Atelierul este în fiecare zi de marți de la ora 18. În fiecare zi de marți de la ora 18 și vinerea de la ora 18 este atelier aici care vă învață să faceți cu mânuțele dumneavoastră câte ceva. În curând felicitările și împachetarea cadourilor de sărbătoare, pentru că nu toate cadourile se împachetează așa, se lipesc cu scoci și gata. O să vă arătăm niște forme extraordinare. Da. Magice. O să vă învăț câteva instrumente cum se folosesc, pe care o să le pun și la dispoziția doamnelor care vor veni la atelier. În primul rând, dacă te apuci să confecționezi felicitări, de ce ai nevoie? Ai nevoie de padul acesta. De mărimea ce? Aceasta a 3 sau a 4, pentru că este numerotat. Nu-ți mai trebuie linie și orice... Ia uitați, orice, ca o riglă. Da, este ca o riglă și poți să tai la dimensiuni perfecte. Deci padul acesta e nevoie, e nevoie de o foarfecă. De lipici. De lipici. Astăzi o să folosim un lipici care nu de mult a apărut în magazinul nostru. El există pe piață, dar noi l-am avut de curând. Este ca un tape de corector. Dar așa, are lipici. Da. În loc de corector, de pasta corectoare, există, are lipici și atunci o să lucrăm foarte curat felicitarea noastră. Așa se vinde. Și uitați tot felul de forme, în general, produs, steluțe, da, tot felul așa de perforatoare. Ia uitați, perforatoare, da. Lucrurile perforate. Eu am deja, Emma a fost drăguță și mi-a confecționat câteva felicitări. Am pregătit suportul pentru felicitări. Da, suportul, da. Pentru că eu urmează să le decorez, dar în timpul acesta tu ai foarte multă treabă cu toate aparatele acestea, da, pe care... Însă o să le luăm pe rând. Mai există încă un instrument cu care se trasează linii.
linii, după care putem să coasem pe Felicitare cu ață. Deci serios? Avem diferite forme, da, este un instrument foarte interesant. Trimmerul este foarte necesar pentru confecționarea felicitărilor sau o ghilotină, pentru că avem nevoie să tăiem la diferite dimensiuni bucățile de cartoane. Eu zic să treci la treabă direct. Aici, dacă vă uitați, eu am pregătit deja câteva cartoane. Da, iar uitați cât de frumoasă le face presa aceasta. Da, cea mai importantă... Ce modele extraordinare. Ia uitați, modelele sunt de frumoase. Da? O să le utilizăm în emisiunea de azi. Cea mai importantă este mașina aceasta, Sixix se numește, care este o presă, folosește matrițe, avem diferite matrițe, se poate și embosa. Vedeți, aici avem o gamă foarte variată de modele de embosare pe care o să le folosim astăzi în emisiune. O să vă arăt cum se folosesc. Eu zic să treci la treabă, da, și să povestești despre fiecare instrument atunci. Da. Bun, o să ce faci acum? O să iau baza unei felicitări. Aici am pregătit. Așa. O să iau... Iei o bază albă, verde, orice, roșie. Un carton. De obicei... Eu iau una albă. Eu am să fac felicitările mai simple. Ea le face pe cele mai complicate. În magazin se găsesc tot felul de fâșii din aceste aurii pe care le puteți lipi să încadrați anumite lucruri aici pe felicitare. Tu mai departe, da, ce faci tu, spui? Altceva ce putem folosi sunt ștampiluțele de silicon. Cu tușieră se tamponează și se aplică pe felicitare. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri puse la dispoziție pentru confecționarea felicitărilor. Sunt bobițele autoadezive cu care putem să decorăm. O să vă arăt cum se folosește mașina Sizzix. Mașina aceasta se poate achiziționa în magazin la comandă. Serios? De asemenea... Da. Deci eu am spus că poți să-ți dezvolți o afacere. Fii atent! Deci îți cumperi mașina aceasta, faci felicitări în fiecare an, în funcție de sărbătoare, și reinventezi moda de demult, când se trimiteau felicitările în poștă, că e Crăciun, că e Paște, trimiți felicitări. De exemplu, baza acestei felicitări am tăiat-o cu un model de genul acesta, l-am băgat la presă, o să vă și arăt o bucată de carton cum se lucrează și o să tai un îngeraș. Se pune cartonul peste presă, vedeți? Are mai multe straturi aici și în funcție de grosimea matriței trebuie să așezăm aceste palete și facem sandwich între carton și plastice și dăm la manivelă. Iar pe partea cealaltă o să iasă un îngeraș. Serios? Așa, da, de repede și de simplu? Da. Vai, ce frumos! Matrița aceasta are un cuțit înăuntru. Uitați îngerașul! Și presând iese îngerașul. Ia uitați ce frumos este, extraordinar. Super. Ce mai fac? Vreau brăduț. Uite. O să facem și un brăduț. Aici e brăduțul și omul de zăpadă. O să iau un carton verde. Eu am creat prima mea felicitare. Una simplă și frumoasă. Ia uitați. Noroc că a tăiat tema suportul înainte. Aici va veni partea scrisă. E simplă, dar e prima mea felicitare. Să văd mai departe unde mă duce imaginația. O să facem și un brăduț, același fel, facem sandwich. Mașina aceasta se poate închiria la noi la firmă, cu șabloanele care le avem, matrițele care le avem. Ia uite ce brăduț frumos, extraordinar a ieșit. Brăduțul acesta se poate decora cu diferite biluțe. Da, uite, am să-l folosesc pentru această felicitare și am să-i pun... bună idee! Și o să vă arăt acum un om de zăpadă pe care după tăiere o să-l și embosăm. Avem și un catalog cu matrițe, după care se pot comanda matrițele. Și fiecare își alege matrița favorită, exact, nu? Este foarte utilă, de exemplu, într-o grădiniță, ca să nu stai tot timpul să decupezi. Deci omul de zăpadă este tăiat, după care avem și o formă de embosat. Uitați, exact forma omului nostru de zăpadă. Și îl așez în formă.
Închid. Și folosesc acum partea cealaltă. Ema, câtă treabă ai astăzi. Uitați, eu am aplicat pe felicitarea mea brădulețul pe care ea l-a scos la mașina fermecată. Pe felicitare, dar nu e gata. Erau aici niște perluțe, din câte mă amintesc eu, da? Pe care am să le folosesc sub formă de globuri. Și am să împodobesc brăduțul. Ia uitați-vă ce a ieșit. Un om de zăpadă cu model embosat. Wow, ce frumos e! Extraordinar, Ema! Ești foarte bună! Și vei lucra la atelier astfel de felicitări, da, cu doamnele care vin? Da, și o să le punem doamnelor la dispoziție să se folosească de aceste mașini. Avem două mașini la dispoziție, plus trimmerul și ghilotina și toate perforatoarele de Crăciun, așa că o să-și poată confecționa singure felicitările după dorința inimilor. Și după imaginație. Și după imaginație. O să vreau punem să foarte te rog multe. Să facem niște, să le arăți telespectatorilor cum ai făcut acea felicitare 3D. Uitați cât e de frumoasă. Dar toate aceste felicitări o să fie la îndemâna doamnelor. O să-și poată alege fiecare doamnă câte 4 felicitări la atelier. Toate piesele vor fi puse la dispoziție în diferite culori. Deci este baza felicitării. Deci felicitarea aceea o să o asamblez acum. Îndoim. Sunt niște linii gata trasate ca să îndoim perfect. Ce bine că nu trebuie să vorbesc în emisiune. Azi e treaba ta. Deci este, da, este un subiect foarte plăcut pentru mine. Dacă tu așa ai început să creezi lucruri de mână datorită acestor felicitări, păi cum aș putea eu să intervin în subiectul acesta când sunt o începătoare, după cum observați? O să pun lipici. Vedeți, se văd liniile de lipici. Și se lucrează foarte curat. Se poate folosi și bandă dublu adezivă. Doar că este un pic mai greu să lipești, după aceea să dezlipești. Deci se poate folosi și bandă dublu adezivă, dacă nu aveți scociul acesta. E foarte interesant lipiciul acesta. E transparent și e foarte curat, așa, nu lasă urme, nu te murdărește nici într-un fel. Tragi așa o dâră cu el și da, imediat rămâne... Cât e de frumoasă! Uite ce am făcut! Foarte frumoasă! O altă felicitare pe care am creat-o, aici voi scrie textul. Uitați cât e de simplu! Ea va face felicitările mai complicate, n-am făcut în viața mea felicitări, dar eu cred că pentru o începătoare este foarte bine. Deci, curaj, bravo, doamnelor! Veniți la atelier! Bun! Mie îmi plac foarte mult felicitările albe. Nu știu de ce. Albul, știi? Îmi place albul foarte, foarte mult. Ca și culoare. Scosesei tu la un moment dat un om de zăpadă. Da, dar nu știu ce să fac cu el dacă e alb. Uite la aici. Este embosat. Nu prea merge el aici. Cred că mi-ar fi de folos altă culoare. Un roșu. Pe roșu. Uite, vișiniu merge mult mai bine. Da, așa este. Uite ce frumos va arăta aici. Acest om de zăpadă va arăta foarte bine pe această felicitare, numai că îi lipsește pălăria. Îi lipsește pălăria, dar îmi trebuie o bucată de carton negru. Ca să faci pălăria. Ajungă, da. Bun. Și... lasă tu, fă felicitarea okay. aceasta complicată. Deci până acum am lipit. Se mai numește și felicitare kirigami. Modelele acestea se pot tăia cu un cutter foarte, foarte subțire, al cărui vârf se mișcă, are o bilă în vârf. Sunt diferite modele și se taie cu cutterul acela și mai adaug fundița și am terminat încă o felicitare. Wow, ce rapid se fac! Altfel de felicitări sunt invitații pentru masa de Crăciun. Ghetuța aceea sau gen șemineu, sunt multe modele care le-am pus acolo pe masă. Eu m-am gândit să asamblez cu ce s-a decupat hârtia aceasta. Tot cu o matriță s-a decupat. Deci tot cu o matriță m-am gândit să asamblez o nouă felicitare și hai să vedem cum voi reuși eu să fac lucrul acesta. Doamne, am stat până dimineața aici să tot fac la... Deci încă o felicitare am terminat-o. Așa arată. Ce frumos, ce frumos! Wow, ce frumoasă este! E minunată, dar unde scrii textul? În exterior față. Se pot folosi, avem carioci cu auriu, cu alb, care se poate scrie Crăciun fericit. Da, este minunată!
Minunată este această felicitare. Ce mai faci acum? O să mai fac cismulița aceasta ca să vă arăt cum se face o invitație de Crăciun, de exemplu. Vedeți, o să fie ghetuța gata tăiată și îndoită. Se poate agăța și în brăduț. Se poate folosi și ca felicitare și ca invitație pe masă. Deci fiecare, știi, după ce... Și invitațiile la nuntă, dacă stai bine să te gândești cu mașina aceasta, voi. Da, eu am făcut mult timp invitații de nuntă. Serios? Da. Și mai faci? Nu mai fac. Nu mai, nu timp, mai nu? Fac, nu mai e timp și nici... oamenii preferă cele mai multe să fie tipărite, cu 90 de magnă că se poate. Și... foarte puțin oameni apreciază munca manuală și atunci e totul pe bandă rulantă și cât mai ieftin, dacă se poate. Asta doar o paranteză. Și atunci dar nu totuși, am mai făcut. Pentru cei care apreciază aici lucrurile se poate făcute de mână, scrie textul dorit. Se poate face. Am avut multe persoane chiar de aici, de la firmă, care și-au făcut singure invitațiile de nuntă, mai ales că au la dispoziție atâtea mașinării. Așa este. Și ies unicate, foarte frumoase și le dai cu mai mare drag că sunt făcute de tine. Da. Ce aș mai menționa, cubulețele acestea dublu adezive sunt foarte, foarte practice pentru folosirea felicitărilor, pentru crearea felicitărilor, vedeți? Este și un pic în relief și se lucrează foarte curat. Și merge foarte repede asamblarea. Vedeți că se vede în relief. Eu sunt gata să mai termin o felicitare. Să știi că emisiunea de astăzi am fi în stare să o ținem până dimineață. Uitați, o altă felicitare pe care am creat-o, dacă vreți să o vedeți. Așa arată partea din față. Aici va veni partea scrisă. Da. Bun, v-am spus că anul acesta reinventăm roata? Că anul acesta trimitem felicitări celor dragi? Da, este un atelier foarte interesant și doamnelor le place, pentru că noi le punem la dispoziție destul de rar, să zic așa, aceste aparaturi. Am mai făcut un atelier de felicitări și au fost foarte încântate când doamnele poate să pună ele mâna să încerce orice. Îți dai seama cum e să creezi singur toate aceste lucruri? O invitație este gata. Merge agățată în pom. Wow, ce frumoasă este! Da, o să-i mai adaug și un fulg de zăpadă auriu. Eu nu prea știu să folosesc toate aceste aparate, așa că folosesc și eu imaginația, știi? Atât am la îndemână. Avem diferite cartoane, culorile Crăciunului, roșu, negru, verde, albastru, auriu, argintiu, cartoane mai groase, cartoane mai subțiri. O să adaug și un frâncișor. Cât de repede se mișcă. Cât de repede te miști cu toate lucrurile pe care le faci. Când va fi acest atelier? Din 13 decembrie. Deci în 13 decembrie atelierul de felicitări începe. Deci asta este încă o felicitare făcută. Uau, ce frumos! Cât e de frumos! Cât e de frumos! Da, și acum o să asamblez o felicitare mai simplă. Ideea la fel... e că se pot asambla tot felul de felicitări. Da. Se pot tot folosi pamblici, biluțe autoadezive. Aici vreau să vedem. Avem... ce vreau să arăt, în magazin sunt tot felul de lucrușoare de genul acesta, tot felul de decorațiuni, care foarte bine pot veni și ele așezate pe felicitările de Crăciun. Da? Uite, aici sunt niște clopoței, sunt foarte frumoși, arată foarte bine. Da, sunt cu dublu adeziv pe spate, de ușor de lipit. Să mai filmez, te rog, și ce am creat eu, pentru că este o creație destul de rară, sunt unicate aceste felicitări, sunt făcute de mine, da? Și cum n-am făcut în viața mea o felicitare, astăzi aveți ocazia să vedeți cât am reușit astăzi să creez. Asta a fost inspirația mea pe ziua de astăzi, mai ales că folosesc ce mi-ai dat tu la îndemână. Ia, de ce frumoasă ești treaba. O să folosesc un carton alb pe care l-am embosat cu mașina aceasta. Modelul acesta de bobițe.
și lipiciul cu cubulețe. Acesta este genial, știi? Uite, tragi numai niște linii și ai rezolvat problema. Să folosesc din nou cubulețele dublu adezive. Cartonul nostru a fost cam mare, l-am tăiat la trimmer. Încă o felicitare! Foarte tare! Aici vine partea scrisă. Ua, ce frumos, ce frumos! Emma, când terminăm emisiunea de azi? Când dorești! Că putem ține așa mult și bine, nu? Când dorești! Vai, ce frumoase sunt! Eu am făcut deja 4 felicitări. Tu câte urmează să mai faci? Nu știu, deocamdată să-l termin pe acesta. Eu doresc doar să deschid apetitul doamnelor, să le arăt ce o să urmeze. Ai de la dispoziție venind la ateliere. Ce va urma, doamnelor, dragi? Așa. Îmi vine să nu mă mai opresc, aș face felicitări până dimineață, dacă mă credeți. Să vedem, aici o să adaug un brâu verde. Aici am embosat un text cu Merry Christmas. Îmi pare rău că nu există și în limba română și matrițele acestea. Da, să scrie Crăciun fericit, da. Știi? Să nu se pot să imprima pe calculator, nu-i problemă să taie cu matrițe sau cu perforatoare, ca să fie și pentru limba română. Și în curând încă o felicitare o voi termina. Deci, o putem ține așa până dimineață, cum ți-am spus eu. Da. Ia uite, și eu am mai făcut una. Uitați ce frumoasă este. Se pot combina diferite cartoane, culori. Adevărul e că se pot face combinații la infinit. Aici o să-i tai colțul. Vedeți, să-l rotunjesc, să-i dea un aspect mai frumos. A, uite ce drăguț. Și acum o să-l aplic deasupra. Wow, ce frumos este! Da, da, este elaborată. Foarte elaborată este acea felicitare. Ia să vedem ce mai găsim noi de aici. Ce frumoasă este și forma aceasta. Perfect. Și încă o felicitare este gata. În mijloc se poate imprima pe foaia albă un text. Și cam asta este. Toate aceste lucruri o să vi le pun la dispoziție la atelierele din 13. Încă o felicitare și gata, da? Da. Aici altă formă cu Merry Christmas, care steluțe, clopoței, diferite forme. Uite ce felicitare am făcut, invers m-am gândit să fie. Uite cât e de frumoasă, aici se scrie textul, felicitarea este gata. Trebuie doar să veniți. Emma, am cam înțeles cum stau lucrurile. Este o minunăție ce se întâmplă aici la atelierele de la Galeria Creativ. Felicitări putem crea nenumărate. Uitați-vă, numai în câteva minute, câte felicitări am putut crea deodată. Ia uitați ce frumoase sunt. Și cele făcute de Emma, care sunt mult mai elaborate, ea fiind maestră în crearea felicitărilor de Crăciun. Ideea e că în data de 13 decembrie, la ora 18, doamnelor, sunteți așteptate la atelierul de creat felicitări. Pentru că, așa cum am spus, anul acesta reinventăm roata. Anul acesta trimitem felicitări de Crăciun celor dragi. Nu le mai trimitem SMS-uri, nu le mai trimitem mesaje pe calculator sau, nu știu, pe rețele de socializare. Anul acesta trimitem felicitarea în poștă și să vedeți cât de fericiți vor fi să o primească. Vreți să vă spun că eu am felicitări pe care le-am primit cu 20 de ani în urmă de Crăciun în poștă sau vederi din diverse localități? Nu le-am aruncat nici acum. Super! Deci așa cred că se va întâmpla și cu aceste felicitări de Crăciun, da? Nu vor fi aruncate niciodată. Emma, îți mulțumesc că ai venit și în emisiunea de astăzi.
Veniți aici la Galeria Creativ, că veți fi primiți cu masa plină de tot felul de lucrușoare care pot fi asamblate. Totul vi se pune la dispoziție, totul vi se dă și cu obiectele create plecați acasă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc mult, Emma. Cu plăcere, da. Și în curând veți asista la o altă emisiune, cum împachetăm cadourile de Crăciun, pentru că pot fi împachetate și ele în zeci de feluri minunate. Și tot aici, la Galeria Creativ, vom afla care este trendul pentru bradul de Crăciun de anul acesta, în emisiunile viitoare. Până atunci, vă așteptăm să creați felicitarea care se trimite anul acesta în poștă. Crăciun fericit pentru toată lumea și îți mulțumesc, Emma, că ai fost și astăzi alături de noi. Toate bune! Hai la felicitări!